Te simți inconfortabil sau neajutorat atunci când ești singur, din cauza temerilor, fricilor exagerate, de a nu putea să te îngrijești de tine însuți. Aceste comportamente sunt asemănătoare cu codependența. Cu câteva întrebări încercăm să descoperim dacă suferi de codependență și care sunt cauzele. Pentru că codependența nu se referă la toate comportamentele sau sentimentele de îngrijire, ci doar la cele care sunt excesive într-un grad nesănătos. Unii cercetători și furnizori de tratamente consideră că codependența este o responsabilitate excesivă și că responsabilitatea excesivă trebuie înțeleasă ca un impuls pozitiv greșit. Responsabilitatea pentru relațiile cu ceilalți trebuie să coexiste cu responsabilitatea față de tine, adică tu respecti celălalt la fel. Trebuie să fie un 50-50. Dar dăm voie să pun câteva întrebări și vezi dacă te regăsești în aceste comportamente. Dacă ai dificultăți în luarea deciziilor de zi cu zi, fără o cantitate excesivă de sfaturi și asigurări din partea celorlalți, dacă ai nevoie ca alții să-și asume responsabilitatea pentru majoritatea domeniilor majore în viața ta, ai dificultăți în exprimarea dezacordului cu ceilalți din cauza fricii de a nu pierde sprijinul sau aprobarea celor din viața ta, ai dificultăți în a iniția proiecte sau a face lucruri pe cont propriu. Nu știu, ești lipsit de încredere, frica de a fi judecat de cei din jur, nu ai motivație, nu ai energie. Pot fi foarte multe motive. Dacă faci lucruri excesive pentru a fi acceptat într-un grup sau într-un colectiv, chiar și voluntar. Faci lucruri care sunt neplăcute, uneori doar din frica de a nu fi eliminat sau exclus de un prieten. Te simți inconfortabil sau neajutorat atunci când ești singur din cauza temerilor exagerate de a nu putea să te îngrijești de tine însuți. Cauți urgent o altă prietenie ca sursă sau un alt prieten de sprijin atunci când se încheie o prietenie cu un prieten sau un prieten te abandonează. Ești preocupat ireal de frica de a fi lăsat să ai grijă de tine însuți. Dacă te regăsești în aceste întrebări, răspunsul este că da, suferi de codependență. De unde vine această suferință? Pentru că da, este o suferință. Este o suferință să te bazezi pe alții, să ia hotărâri, decizii pentru viața ta. Cercetările au arătat că codependența nu este unică și nu este doar la copii, dar știm că are legătură cu copilăria. Vine din niște traume din copilărie. Motivele pentru care devii codependent pot fi atât de multe, dar aceasta nu este soluția. Bineînțeles că cauza te va ajuta să găsești calea de ieșire mai rapidă, dacă știm cauza, dar noi trebuie să găsim soluția cum să nu mai fim codependenți. Dacă ți-a plăcut acest subiect și îl găsești valoros sau util, nu uita să dai un like, să te abonezi pentru mai multe subiecte ca și acesta. Dacă aveți întrebări, sugestii, comentarii sau vreți să aduc diverse subiecte aici, puteți să le lăsați în cutia de comentarii. Dacă ai nevoie de ajutor, de sfaturi sau vrei o sesiune, mă poți contacta pe adresa mea de e-mail. Codependența devine problematică, mai ales atunci când o persoană profită de cealaltă persoană din punct de vedere financiar sau emoțional. Totuși, ceea ce se întâmplă în spatele acestui comportament este în mod obișnuit subconștient. O persoană nu încearcă neapărat cu bună știință să o manipuleze pe cealaltă. Chiar dacă așa este, rezultatul este același. În mod similar, o persoană care se definește prin relație poate să nu o facă într-un mod conștient. Obținerea conștientizării motivațiilor subconștiente în relația cu un prieten este cheia îmbunătățirii situației. Mulți oameni nu găsesc calea, nu știu cum să iasă, nu știu cum să devină independenți. Dar astăzi sunt atâtea metode prin care te poți ajuta să devii un întreg emoțional. Poți să apelezi la un life coach pentru că el te va ajuta să găsești răspunsul. De unde vine această codependență? De ce suferi de codependență? Și cum să devii un întreg emoțional? Pentru că scopul unui life coach este de a ajuta persoana să devină mai activă, mai independentă și să învețe, în primul rând să învețe cum să formeze relații sănătoase. Terapia sau orice ajutor a unui specialist te va ajuta pe termen scurt, dar partea principală și obiectivul este ca tu să
Înveți să gestionezi comportamentele care interferează cu funcționarea ta pe tot restul vieții. Pentru că nu vei scăpa de codependență, dar vei deveni dependent de un ajutor. Asta înseamnă că n-ai ieșit de acolo. Deci trebuie să înveți din lucrurile pe care le ai de făcut acolo, care ți se dau din partea specialistului, să înveți să te descoperi pe tine și cum să funcționezi, să rămâi o persoană funcțională în continuare și după terminarea ședințelor. Strategiile specifice ar putea include formarea de comunicare sănătoasă pentru a te ajuta să te dezvolți, să dezvolți încrederea de sine, să dezvolți noi atitudini și perspective despre sine în raport cu alte persoane și, bineînțeles, cu experiențe noi. O schimbare mai semnificativă în structura personalității cuiva este de obicei de a învăța să-și monitorizeze comportamentele și modul de comunicare cu ceilalți. Este cel mai important element de a învăța să comunici cu cei din viața ta, fără să te mai bazezi pe ajutorul sau aprobarea celor din viața ta. Și am să-ți dau un exemplu. Dacă un prieten vine și își cere ajutorul, iar tu vei răspunde, fără să te gândești, da. Fără să te gândești, ai răspuns doar cât ai clipi. Fără să știi dacă poți, dacă ai timpul necesar, dacă ai cunoștințele necesare. Nu te-ai gândit la absolut nimic, ai spus doar da, fără să iei în considerație absolut nimic. O faci pentru că ți este frică de abandon, dar te sacrifici pe tine. Sacrifici viața ta, timpul tău, în care ai fi putut face enorm de multe lucruri. Aceste comportamente trebuie urmărite și să găsești soluția cea mai bună fără să rănești pe cineva. Să rămâi echilibrat emoțional. Cei care vor să se supere și nu vor înțelege sau nu vor respecta decizia ta, acei oameni trebuie să eliminați din viața voastră. Un om întreg emoțional va înțelege și va respecta decizia, indiferent de care va fi ea, pentru că întotdeauna trebuie să fie un respect, o comunicare sănătoasă bazată pe respect și pe iubire. Trebuie să fie 50-50. Eu sunt bine, dar și tu ești bine. Sper că aceste informații să vă fie de ajutor și acum că ai descoperit că suferi de codependență, nu uita că te aștept aici să găsim soluții cum să ieșim din codependență. Până la următorul podcast, nu uita că te iubesc cu sufletul și te îmbrățișez cu inima.